Bun găsit la Observator Update, sunt Bianca Iacob, este ora 15, iată cele mai importante informații ale momentului. E o situație de criză în care mai mulți medici din sistemul de sănătate românesc sunt infectați din cauza lipsei de protocoale. Mai multe secții și mai multe spitale sunt închise pentru dezinfecție, iar sute de medici stau acasă în izolare. Și în plină criză, Ministrul Sănătății Victor Costache a renunțat la portofoliu. Locul lui va fi luat de Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății, care va depune astăzi jurământul. Pandemia afectează puternic toate statele Uniunii Europene și e nevoie de un efort susținut pentru a limita efectele negative. Să ascultăm declarația șefului statului care va participa astăzi la teleconferința cu oficialii europeni. Având în vedere că situația s-a deteriorat rapid și în țara noastră în ultimele zile, a devenit crucială dezvoltarea urgentă a procedurilor de achiziții comune ale Uniunii lansate pentru echipamente medicale. România este primul stat membru al Uniunii care a primit acceptul Comisiei Europene de a demara procedurile de achiziție necesare pentru, constituire, pentru constituirea acestei rezerve a Uniunii Europene pe teritoriul țării noastre. Într-o primă etapă, achiziția derulată de România în numele Uniunii Europene, în limita sumei de 10 milioane de euro, va viza echipamente medicale de protecție, măști și costume individuale de protecție și ventilatoare. Voi solicita o finanțare mai consistentă pe acest program. La o lună de la depistarea pacientului zero în România, situația arată așa. 18 morți din cauza coronavirusului și 1029 de pacienți confirmați pozitiv cu COVID-19. Avem peste 110.000 de persoane în izolare la domiciliu, iar peste 6.000 în carantină instituționalizată. Vestea bună este că 94 de persoane s-au vindecat și au fost externate. România este de mai bine de 24 de ore în carantină totală. Vă îndemnăm să stați acasă, dar vă rugăm să mai faceți ceva de acolo, din singur, siguranța fiecărui cămin. Chiar este nevoie să faceți ceva care să ajute cadrele medicale, eroii noștri de acum. Într-o acțiune fără precedent, toate stațiile de televiziune, aplicațiile și site-urile grupului Intact vor transmite duminică un teledon. Românii împreună! își propune să strângă fonduri pentru dotarea secțiilor ATI cu echipamente și aparatură medicală. Nu e nevoie de cuvinte, doar de oameni care stau acasă și fac ca voi. Oamenii din diaspora au donat deja. 10 euro înseamnă câteva perechi de mănuși, 20 de euro, 4 perechi de ochelari de protecție, 50 de lei, unul dintre cablurile ventilatorului. Stați acasă și donați, dacă puteți. Atât de la Observator Update, ne revedem în ora următoare sau de câte ori se întâmplă ceva semnificativ. Vă dăm întâlnire și în direct pe Facebook, dar și pe site-ul nostru sub hashtagul Observator Update. Dacă aveți imagini sau informații care pot deveni o știre, le puteți trimite la numărul afișat pe ecran. Fii observator!